mă asigur și eu. Și știți, eu sunt agronom la bază și am învățat că sunt anumite plante care cresc în mocirlă. Și că nu poți să-ți faci meseria, nu poți să-ți faci meseria corect dacă nu ai curajul să și cobori câteodată în mocirlă. Sigur, îți iei cizme de cauciuc ca să nu te murdărești complet sau faci un duș după aceea, dar trebuie să-ți asumi și partea asta, pentru că atunci când lucrezi cu natura trebuie să ai în vedere că natura cu acceptul dumneavoastră o să trecem la